Să spuneți dacă putem începe. Putem probabil, da? Putem începe? Suntem ok? Perfect. Bun. Bună ziua tuturor și bine v-am găsit astăzi la Ministerul Educației. Vom prezenta ce urmează să se întâmple la admiterea la universități în acest an. Pe data de 22 se va deschide sesiunea de admitere. Avem o premieră pentru anul 2024. Admiterea se va desfășura online la licență. Și în cadrul conferinței de astăzi vrem să vedem un pic mai multe detalii în general despre admitere și să vă prezentăm în linii generale sistemul care urmează să fie utilizat începând cu lunea viitoare pentru a aplica, a se înregistra la Universitățile din Republica Moldova. Avem și o prezentare în partea dreaptă, eu am parcurg rapid slide-urile, după care o să avem un scurt filmuleț care o să evidențieze nemijlocit pașii pe care trebuie să întreprindă un student, un viitor student, pentru a depune dosarul la universitățile de la noi din țară. În linii generale, este bine de știut, după cum spuneam, admiterea o să înceapă pe data de 22 iulie 2024, atât la licență cât și la master. În cazul studiilor la licență, admiterea va fi online. În cazul studiilor la master, în acest an, admiterea se va desfășura, ca de obicei, direct la instituțiile de învățământ. Programele de licență în Republica Moldova, după cum cunoașteți, durează 3-4 ani de studii, masteratul 1,5-2 ani de studii. În acest an sunt 16 instituții de învățământ superior care așteaptă absolvenții noștri, 12 universități și 4 academii. În general, oferta este de peste 200 de specialități și programe de studii din care pot alege viitorii studenți. La moment avem în jur de 56.000 de studenți care își fac studiile în Republica Moldova. Ne așteptăm la o admitere la licență de aproximativ 15.000 de studenți în acest an. Aceste programe de studii sunt programe acreditate sau autorizate provizoriu. Atenționăm viitorii studenți să fie atenți la universitățile la care aplică și să urmărească că vorbim de cele 16 instituții de învățământ care sunt acreditate și care au dreptul să facă admitere. În ultimii ani, noi am depus un efort mare pentru a moderniza universitățile noastre, pentru a crește calitatea. Aproape 500 de milioane de lei au fost investiți din partea Guvernului împreună cu Banca Mondială pentru dotări, renovări, creșterea calității. Ne așteaptă un alt proiect mare, începând cu anul viitor, de încă 30 de milioane de euro. În acest sens, încurajăm absolut toți absolvenții să exploreze opțiunea de a învăța în Republica Moldova la diverse specialități. La moment, avem în jur de 70% din absolvenții de liceu care aleg să fac studii în Republica Moldova, așa că putem spune cu fermitate că majoritatea aleg să învețe acasă și ne așteptăm că în acest an acest procent va crește. Instituțiile de învățământ superior care au dreptul să facă admitere la diverse specialități sunt prezentate aici. Vorbim de Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Academia de Studii Economice, Academia Militară a Forțelor Armate Alexandru cel Bun, Academia Ștefan cel Mare, Universitatea de Stat Alecu Rusu din Bălți, Universitatea de Stat din Cahul, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu, Universitatea de Stat din Comrat, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat Grigore Țâmbalac din Taraclia, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Universitatea Tehnică, Universitatea Cooperatist Comercială, Universitatea de Studii Europene, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene, Constantin Slere, Universitatea Liberă Internațională din Moldova. Să observați că nu regăsiți aici, de exemplu, Universitatea Slavonă sau alte universități private care anterior făceau admitere. În acest an, doar această listă de 16 instituții de învățământ face admitere. Așa că rugămintea este să fim atenți la acest aspect și să ne asigurăm că depunem documentele doar la aceste instituții de învățământ. Ok. De principiu, în fiecare an, statul oferă un anumit număr de locuri cu finanțare de la bugetul de stat. Așa se întâmplă și în acest an. Avem 8.697 de locuri cu finanțare de la bugetul de stat care sunt oferite studenților, viitorilor studenți. 25%, deci fiecare a patrulea loc, este pentru știința de educație. Am făcut un efort mai mare în acest an pentru a oferi oportunități pentru viitorii profesori, mai mult ca atât. S-au majorat locurile la fără frecvență, la buget, destinate în special absolvenților de colegii pedagogice care se angajează după absolvire, dar vor totodată să facă și studii superioare și au în acest an în premieră posibilitatea să facă la fără frecvență, la buget.
După științe ale educației, cel mai mare număr de locuri a fost alocat pentru inginerie și activități ingineriești, tehnologii de fabricație, arhitectură, construcții. 905 locuri merg la tehnologia informației și comunicații, 935 de locuri la rezidențiat și secundariat clinic, 314 locuri la știință agricole, silvicultură, medicină veterinară, știință alimentului și 2798 de locuri bugetare la celelalte specialități pe care invităm studenții să le exploreze. După cum am menționat, în acest an, elementul de noutate este depunerea online a dosarului pentru înscriere la licență. Deci, încă o dată reiterez că vorbim despre licență. Masterul se desfășoară în regim obișnuit, ca și până acum, cu depunerea documentelor la universitate. Ce înseamnă depunerea online? Înseamnă că studentul, viitorul student, absolventul, poate de la calculator, de la el de acasă, să-și depună dosarul la universitate unde vrea să-și facă studiul, fără să fie obligat să deplaseze fizic nemijlocit la această etapă inițială la universitate. Asta nu înseamnă că studentul nu poate să meargă la universitate, oricum, pentru a se familiariza cu oferta educațională, pentru a discuta cu profesorii, pentru a pune anumite întrebări. Lucrul ăsta, bineînțeles, că continuă să fie posibil, dar chiar dacă va merge fizic la universitate, universitatea îl va ruga să depună dosarul online. Toate universitățile sunt pregătite, vor avea spații special destinate studenților care spate să se așeze și să depună, să completeze formularul online după ce au făcut cunoștință cu universitatea, cu ofertă, au discutat cu profesorii și au luat o decizie cu privire la universitatea unde vor să aplice. Respectiv, depunem dosarul online, dar în egală măsură avem posibilitatea să mergem, să vedem universitatea, să ne familiarizăm cu ce are de oferit. Este important să reținem că în acest an candidații pot alege cel mult 3 universități la care se depună dosarul, iar la fiecare dintre ele pot alege cel mult 3 specialități. De asta este foarte important să facem o decizie asumată, să ne informăm cu privire la oferta educațională și să ne orientăm profesional în așa fel încât să evităm situațiile când aplicăm și la medicină, și la fizic, și la filozofie, și la geografie, și la științele educației. Rugămintea noastră este să există un efort de documentare în așa fel încât decizia cu privire la universitățile și specialitățile care sunt alese să fie una asumată. De principiu, platforma va oferi posibilitatea, încă o dată, de a aplica la 3 universități și la 3 specialități la fiecare dintre aceste universități. Dățile importante din acest an sunt următoarele. Deci, pentru sesiunea de bază, admiterea se va desfășura în perioada 22 iulie 31 iulie, după care, pe data de 2 august, ar urma să fie anunțate rezultatele intermediare. Perioada 3 august 6 august, dosarele vor fi depuse în original la universitatea pe care a ales-o într-un final absolventul pentru a-și continua studiile și pe 9 august ar urma să fie afișate rezultatele finale. Totodată, pentru cei care nu vor reuși din prima bunăoară să intre la universitatea sau specialitatea pe care își o doresc, vor avea posibilitatea să o facă în turul 2 de admitere, care se va desfășura respectiv începând cu data de 10 august până pe 14, urmând parcurgerea și tuturor celorlalți pași cu anunțarea rezultatelor intermediare, depunerea dosarilor în original și afișarea rezultatelor finale. Pentru început, este important să reținem data de 22 iulie, 31 iulie, perioada de depunere inițială în turul 1 a actelor de studii. Mergem mai departe. Totodată, având în vedere că suntem într-un proces nou, pentru prima dată desfășoarea admiterea online, vom avea în acest an un call centru unde vor putea suna toți absolvenții în cazul în care întâmpină anumite dificultăți pe platformă, în cazul în care au nevoie de ghidaj, în cazul în care au anumite întrebări la care vor să primească răspunsuri. Acesta va fi numărul 08005, la care vor putea telefona. Call centru de principiu va începea să activeze din data de 21 iulie și va activa pe toată durata perioadei de admitere. Cred că mi-aduc bine aminte, începând cu de la ora 8 până la ora 5 în fiecare zi, până la ora 6 în fiecare zi de colegii, așa că suntem gata să recepționăm apelurile viitorilor studenți în caz că au nevoie de suport. Procedura de înscriere, care noi o să o parcurgem și vizual, un pic mai târziu, în linii generale, constă în următorii pași.
intră toată lumea pe admitere.gov.media, își creează un cont. Sunt două opțiuni. Dacă au semnătură electronică, totul este mult mai simplu, se loghează cu semnătura electronică. Dacă nu au semnătură electronică, utilizând adresa poșta electronică pe care o au, își creează un cont, așa cum facem și atunci când ne creăm un cont Facebook sau pe Gmail sau oriunde în altă parte. Deci cu poșta electronică ne creăm un cont, ne vine un mesaj, validăm contul respectiv, după care intrăm nemijlocit în platformă, că și o să vă arătăm cum arată, selectăm universitatea și specialitățile pe care vrem să le explorăm ca și opțiuni de studiu, apăsăm butonul Transmite, plătim taxa de admitere care variază de la universitate la alta în funcție de deciziile senatului acelei universități, achităm taxa de admitere prin MPI și așteptăm rezultatele admiterii. În cazul în care anumite documente pe care să le-a transmis studentul necesită viitorul student validare adițională, universitatea în platformă o să solicite încărcarea unor documente suplimentare. Poate fi situația unui absolvent de colegiu care a încărcat diploma și suplimentul, dar calitatea documentelor încărcate nu este cea de bună și atunci universitatea în platformă o să-l roage să reîncarce acele documente nemijlocit. Așteptăm răspunsul de la universitățile la care am aplicat și alegem din acele universități care ne-au făcut o ofertă pozitivă. De exemplu, am aplicat la Știința ale Educației, atât la USM, cât și la Universitatea Creangă. Ambele universități au spus de principiu că sunt dispuse să ne accepte în calitate de student. În platformă alegem universitatea la care vrem să mergem nemijlocit și în acel moment suntem deja în zona în care urmează să aducem actele în original la universitate și să parcurgem pașii pentru matriculare. Deci toată comunicarea cu universitățile are loc online până la decizia finală a studentului cu privire la universitatea unde vrea să-și fac studiile, reieșind și din disponibilitatea universității de a-l accepta la studii la acea universitate. Așa, mergem mai departe. Comisiile de admitere. În toate universitățile vor fi în continuare constituite comisii de admitere. După cum ziceam, faptul că se desfășoară online admiterea nu înseamnă că nu pot merge la universitate și comunica cu comisiile de admitere pentru a mă informa, a clarifica anumite întrebări și, în general, pentru a avea posibilitatea unei interacțiuni directe cu universitatea. Bineînțeles că anumite întrebări pot fi adresate și la call centru, dar, din diverse motive, oricine poate merge să comunice cu comisia de admitere, inclusiv dacă are nevoie de suport special pentru a completa acel formular online, care este destul de simplu. Ok. Și avem și câteva întrebări frecvente la care vrem să răspundem. Ele toate o să le găsească și pe site. La aceste întrebări putem găsi răspunsuri și la call centru care o să fie funcțional. Dar ziceam noi că e bine să le vociferăm și astăzi. Ce acte trebuie depuse pentru înscrierea la concursul de admitere? Deci, din principiu, dacă sunt absolvent de liceu și am dat bacul, n-am nevoie de nimic în afară de propriul meu DNP. Toate datele cu privire la reușita mea universitară, la reușita mea școlară, sistemul le va trage din sistemele guvernamentale pe care le are statul, respectiv mi-am creat cont, am introdus DNP-ul, DNP-ul a fost validat cu Registrul de Stat al Populației. În baza acestei validări, datele, notele mele de la examenul de bacalaureat vin în sistemul e-admitere și sunt transmise nemijlocit universităților. Dacă sunt absolvent de colegiu și nu am dat bacul, dar am absolvit în regim regulamentar colegiu, atunci va fi nevoie să încarc o poză a suplimentului meu de diplomă și a diplomei mele de colegiu. Și asta este unicul document necesar. Sistemul totodată va valida anumite aspecte ale profilului absolventului, lucruri precum faptul că este sau nu este absolventul un copil al unui participant la războiul din Transnistria, sau este sau nu este orfan, sau respectiv ar urma să beneficieze de niște condiții speciale în procesul de admitere. Acest lucru, la fel, planificăm, sistemul așa este construit, să se întâmple automat. Acolo unde nu putem valida asemenea condiții preferențiale automatizat, va fi necesar de încălcat un document suplimentar.
Cum pot fi sigur că dosarul meu a fost accesat de Comisia de Concurs a Universității? La fiecare etapă, viitorul student va primi pe e-mail notificări cu referire la evoluția dosarului său, în așa fel încât să-și cunoască în ce etapă se află, iar în cazul în care va fi admis sau respins la universitate sau alta, acest lucru va fi comunicat inclusiv în platformă prin schimbarea statutului. După ce a fost admis, în mod regulamentar, urmează să aducă copia buletinului de identitate, actul de studiu în original, 4 fotografii, 3x4, la comisia de admitere pentru a parcurge procedura de înmatriculare și a se deplasa înspre semnarea în mijlocita contractului cu universitatea. Lista întrebărilor frecvente este mai lungă, ea va putea să fie integral vizualizată pe site. Totodată, în ultimele 2 săptămâni, noi am desfășurat ședințe online, cred că 8 ședințe online, cu absolvenți din întreaga țară pentru a le arăta crâmpeii din platformă și a le răspunde la întrebări. Și cred eu că începând cu data de 22, în fiecare zi, la orele 11, noi o să desfășurăm ședință online pentru toată lumea care are întrebări cu privire la platformă, colegii de la minister, o să facă un stream pe Facebook, în așa fel încât oricine vrea să afle detalii în regim live sau întâmpină dificultăți în regim live, se poate comunica cu colegii de la minister. Ok, și acum cred că o să trecem în mijlocit la demonstrarea unei înregistrări a platformei. Ea este destul de lungă. O să încercăm rapid să parcurgem, dar mergem înapoi. Un pic înapoi. Sau o lăsăm să rulează, poate mai bine. Bun, deci cam așa o să arate. E admitere.gov.md. Aici e funcționalitatea de înregistrare a contului. Sunt două opțiuni, după cum spuneam. Dacă dețineți semnătură electronică, vă autentificați prin MPAS. În cazul contrar, nu ai cont, te înregistrezi, introduci DNP-ul. Acolo el este blurat, intenționat. Se verifică cu registrul de stat a populației, să ne asigurăm că DNP-ul este corect, nume, prenume, data nașterii, genul, parola, e-mail-ul, numărul de telefon. Deci nimic excepțional, tradițional, cum se creează un cont de obicei. Ulterior, va primi un e-mail viitorul student pentru a confirma corectitudinea e-mail-ului introdus și a merge la pasul următor. Eu propun, în măsura posibilităților, dacă eu mai repede decât video-ul explic, să grăbim și video-ul. Ok, am primit e-mail, mi s-a validat contul, introduc nemijlocit datele mele de acces și intru în platformă. Așa, deci am confirmat aici e-mail-ul. Cod de confirmare care am venit pe e-mail, l-am introdus, am intrat în platformă. Deci aici o să trebuiască să merg la profil, să-mi completez datele personale, verific încă o dată datele mele personale care le-am introdus anterior, aici pot schimba parola, după care merg la actele de studii și aici introduc actele de studii cu care vreau să depun dosarul. În cazul în care am diplomă de bacalaureat, introduc acolo anul absolvirii, numărul diplomei, și automat sistemul va prelua toate datele cu privire la reușita mea academică din sistemele guvernamentale. În cazul în care am diplomă de studii profesionale, am să parcurg aceeași procedură, dar va fi necesar să înregistrez, să încarc o poză a suplimentului. Aici este următoarea etapă. În cazul în care sunt o persoană din aceste categorii, după cum ziceam, fie copil orfan, fie am o dizabilitate, accentuată sau severă, selectez opțiunea care îmi corespunde, sistemul va valida această opțiune, iarăși reieșind din registrele guvernamentale. Sistemul este construit în baza regulamentului clasic de admitere, respectiv reproduce tot pașii. După ce mi-am creat profilul, merg să aleg universitățile la care vreau să-mi fac studiile. O să am aici lista întreagă a universităților, cele 16 universități la care pot face admitere. Ulterior, selectez specialitatea, selectez limba în care vreau să învăț, forma de învățământ, deja
dacă vreau să merg doar la buget sau sunt dispus inclusiv să achit taxe de studii și această informație va fi salvată. La fiecare universitate, după cum spuneam, puteam încărca 3 specialități, cel mult, și cel mult 3 universități. Colegii cred că au parcurs toate opțiunile, au 3 universități, da, la care vreau să depun. Ok, voi avea posibilitatea ulterior să rearanjez, aici este un moment important care merită menționat. Deci universitatea, exact așa cum se întâmplă astăzi și în format clasic, va ține cont de opțiunile pe care eu le indic. Dacă putem merge un pic mai în spate. Este foarte important să ne asigurăm că alegem corect prioritățile specialităților la care vreau să depun dosarul. Dacă pentru mine este mai important să aplic la psihologie, de exemplu, decât la pedagogie, atunci aici le ordonez în așa fel încât universitatea să știe care este prima mea opțiune, a doua mea opțiune și a treia mea opțiune și respectiv mai întâi să verifice dacă mă calific pe prima mea opțiune, dacă nu, atunci va merge la următoarea opțiune și așa mai departe. În orice caz, platforma oferă posibilitatea, bineînțeles, să indicăm opțiunea pe care ne dorim. După ce am completat formularul, vom merge spre achitarea prin MPAY a taxelor de studii. Aici le vor fi revizuite conform deciziilor Senatului. În MPAY știți că putem achita prin card, putem genera un cont spre plată la bancă sau printr-un terminal. Deci aceleași opțiuni pe care le avem când achităm impozitul sau când facem orice plată prin MPAY, deci sistemul guvernamental de plăți. Ok, și după ce am achitat, cererea mea s-a dus către universitate. Ea urmează să fie validată, să mi se confirme că toate datele care le-am introdus sunt suficiente și corecte. Voi primi o notificare în acest sens pe e-mail, după care voi primi un răspuns, o ofertă, unde am fost acceptat, la care formă de studii, la care specialitate. Și ulterior voi comunica universității, tot aici în platformă, că accept o ofertă sau alta din cele pe care mi-au fost transmise. Sistemul va fi live pe data de 22. La moment, pagina e-admitere.gov.md este funcțională, dar ea este în stand-by. Este un mesaj generic care anunță că admiterea se va începe pe data de 22 iulie. Respectiv, îndemnăm pe toată lumea să intre, să verifice că există această adresă electronică, iar pe data de 22 să intre și să completeze formularul. Întreg procesul pentru un absolvent care are BAC-ul durează 10 minute, poate. Pentru cineva care nu are BAC-ul durează 12 minute, pentru că trebuie de încărcat copia suplimentelor și copia diplomei. Deci va fi un proces mult, mult mai simplu, iar nouă ne va asigura o vizibilitate mai mare a alegerilor pe care le fac viitorii noștri studenți. În linii generale, asta a fost prezentarea noastră. Îndemnăm directorii, diriginții, studenții, absolvenții să comunice viitorilor studenți despre această platformă. Noi, bineînțeles, că vom avea și efortul nostru de promovare și mediatizare, dar este bine toată lumea să punem umărul ca să afle toți absolvenții din Republica Moldova că în acest an, la licență, actele se depun online. Chiar dacă mergeți la universitate să vă întâlniți comisia de admitere, oricum veți utiliza această platformă pentru a depune actele. Vă mulțumesc! Intuiesc că la unele specialități am majorat, la unele am rămas la fel. Nu am acum o statistică ca să vă spun concret evoluția la fiecare universitate. Acele specialități care sunt mai puțin populare, cred că au menținut taxele de studii acolo unde este competiții foarte mari, drept sau economie. Universitățile și noi inclusiv le încurajăm să exploreze, să majoreze taxele de studii. Noi în continuare avem cea mai mare proporție a studenților care merg la drept și la economie, deși noi oferim locuri puține la buget. Oricum, viitorii studenți solicită anume aceste două specialități și sunt dispuși să achite. Noi ne-am bucurat să exploreze și alte specialități unde sunt locuri la buget multe, nevalorificate, pentru că oportunități pe piața muncii sunt multe dincolo de drept și economie. Mulțumim! Dacă nu sunt alte întrebări, noi vă mulțumim mult și vă urăm o zi frumoasă!